România va avea în premieră două turnee WTA în același an. Pe lângă Winners Open, care se desfășoară în aceste zile, în luna octombrie va mai avea loc un turneu tot la Cluj. Competiția va fi indoor, iar meciurile se vor desfășura în cele două săli polivalente din oraș. Simona Halep, dar și alte jucătoare de top sunt așteptate la cel de-al doilea turneu WTA în doar trei luni organizat la Cluj-Napoca. Cea mai fericită e Mihaela Buzernescu, singura româncă rămasă în competiție la Winners Open am înțeles că vom avea parte de încă un concurs în octombrie aici, pe indoor, așa că, wow, wow, ce bine, mă bucur tare mult că vom avea concursuri acasă și cu, cu drag o să vin să joc și sper să fim cât mai multe românce. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro